Telefonele sună deja într-una pentru programări la frizerii și saloane. După două luni în care românii s-au aranjat doar acasă, mulți abia așteaptă să reintre în tendințe. Dar deschiderea va veni la pachet cu reguli noi. Accesul se va face doar pe bază de programare. Clienții vor fi obligați să poarte măști de protecție, iar stiliștii vor purta și ei echipamente speciale. Cristi Angel este proprietarul unui barbershop în București. Criza coronavirusului a însemnat închiderea afacerii și trimiterea în șomaj tehnic a tuturor angajaților, 8 la număr. Imediat ce a fost anunțată redeschiderea saloanelor, a început să sune telefonul pentru programări. Dorești o programare? Am, abia aștept, că am stat două luni netuns, două luni jumate, cred că de când nu m-am tuns. Te aștept am cu drag. Am nevoie neapărat. Te aștept cu drag. Te rog, intră pe site-ul nostru și fă-ți o programare online unde poți alege tu singur locul. Și frizerul. Așa. Și cu rugămintea să vină însoțit și cu doar câteva minute înainte de tuns. Între timp se gândește să reorganizeze salonul pentru a respecta recomandările medicilor. În fiecare încăpere va exista un singur frizer echipat cu mănuși, combinezon și vizieră. Și clienții vor trebui să se supună noilor reguli. Măștile de protecție n-au voie să lipsească de pe fețe. La intrarea în salon li se va lua temperatura. În cazul în care prezintă simptome de gripă sau răceală, sunt rugați să se reprogrameze ca să evităm îmbolnăvirea și altor persoane. Începând de pe 15 mai, echipa va fi împărțită în două. Niciodată o echipă nu se va întâlni cu cealaltă. Pregătirile sunt întoi și la saloanele dedicate doamnelor. A fost o perioadă urâtă, neagră, nu știu cum să-i spun, datorită faptului că toate resursele noastre de venit au fost închise, total, pe toate planurile. Ne va trebui să purtăm măști obligatoriu, clar că devine deja o modă cu treaba asta. Am achiziționat termometre și le vom scana temperatura de la intrare clientelor. Le vom oferi cipici de unică folosință. La intrare va fi pus un coboraș cu clor cu dezinfectant pentru a fi dezinfectată încălțămintea. Zona de așteptare se va desfința pentru o perioadă de timp. Se va lua pauză între clienți. Cât privește prețurile, proprietarii de saloane spun că le vor ține la același nivel ca să-și păstreze clienții, deși vor trebui să suporte cheltuielile suplimentare cu echipamentul de protecție.